Spera și de la Uniunea Europeană că grupul acesta IDE, Identitate și Democrație, are din ce în ce mai mulți adepți. În funcție de alegerile din 9 iunie, acest grup se va mări și va avea o pondere importantă în Parlament, astfel încât să poată să oprească toate nebuniile care vin de la Bruxelles, ceea ce înseamnă dictatura. De aceea, românii trebuie să conștientizeze importanța alegerilor de la 9 iunie. Sunt cei care vor ieșirea din Uniunea Europeană. Ieșirea din Uniunea Europeană nu se poate face într-o zi, într-o lună, într-o două, în trei, în cinci. Se face în ani. Iar România, la acest moment, nu are capacitatea de a se autosustine, pentru că absolut tot ceea ce avem noi este preluat de Uniunea Europeană, de americani, de, eu știu cine, o parte e preluată și de ruși, stați liniștiți, din economie, și ăștia de la putere știu, le-am făcut eu odată o declarație, le-am făcut și o interpelare și le-am și arătat că au inclusiv omul Rusiei în guvernul României. O doamnă ministru O. care a făcut facultatea la Moscova, vorbește perfect rusa și nu s-a dezis niciodată de Moscova. Așa că nu vă mai luați voi după aparențe, că nu e chiar așa. Suntem extrem de importanți și au sesizat și vesticii că România poate juca rolul extrem de important al celei care apără de război Europa sau cea care aduce războiul în Europa. Tot ceea ce fac în acest moment este lobby pentru România. De ce? În viitor lucrurile se vor schimba. Eu sper că se vor schimba în bine. Tot ceea ce pot să fac eu este să fac aceste călătorii și să mă întâlnesc cu oameni la fel de naționaliști, de patrioți ca și noi Da. și să am sprijinul lor pentru ca România să fie acel pol neutru, un fel de Elveția Balcanilor. Pentru că și ei sunt terifiați de traficul de droguri care intră prin România, prin portul Constanța, precum și de armamentul care intră pe acolo și mai mult de către imigranți. În curând se va da drumul la poarta imigrației prin România. Sunt deschise porțile Portugalia, Spania, Italia. Urmează România și în momentul în care deschis și România s-a terminat, Europa e încercuită. Există într-adevăr pericolul dispariției rasei albe. Și asta o spun mulți politicieni cu care m-am întâlnit, nu numai de aici. În toată Europa, da. În toată Europa, da. Și există pericolul, deja există, știau și ei de toate rezoluțiile astea cu istoria. Știau de amendamentul Șoșoacă, chiar dau și zice, știți că amendamentul ăla Șoșoacă este și pentru noi. Zic, știu. Și zice, doamna Șoșoacă, le-ați făcut o mare problemă ăstora în Parlamentul European, nu știu ce să mai facă, dar zice, le-o frică că veți intra în Parlament și acum se roagă la Dumnezeu să intrați cu măcar să fiți doar doi oameni, nu să fiți mai mulți, că dacă sunt mai mulți ca dumneavoastră, se va schimba Au toată încasat.